Bine ați revenit la cursurile de aplicații. În cadrul aplicațiilor la curentul electric continuu, azi vă voi arăta două metode de calcul a rezistenței echivalente pentru circuite infinite sau așa numitele rețele electrice infinite. Mă voi referi acum doar la circuite repetitive sau simetrice. Dar în cadrul playlistului de rezolvări de probleme, voi arăta și cum se rezolvă probleme cu circuite infinite mai complexe. Prima metodă este cea care folosește principiul superpoziției. Voi face un curs de aplicații pentru principiul superpoziției. Deocamdată vă rog să rețineți că acesta spune așa. Intensitatea curentului printr-un rezistor dintr-o rețea, într-un circuit liniar, este suma algebrică a curenților produși prin acel rezistor de fiecare sursă din rețea, dacă ar acționa singură, în condițiile în care celelalte surse ar fi pasive. În viitorul curs despre superpoziție voi arăta cum putem clasifica sursele și ce înseamnă pentru fiecare tip a fi pasivă. Dar azi voi folosi principiul superpoziției doar într-un mod foarte simplu, așa că nu avem nevoie să știm mai multe. Să presupunem că avem o rețea plană, infinită, precum cea din desen, și că fiecare rezistor are rezistența R. Vrem să calculăm rezistența echivalentă a rețelei pentru bornele AB, adică bornele de la capătul oricărui rezistor din rețea. În cazul nostru este vorba despre rezistorul marcat cu roșu. Rezistența echivalentă între bornele A și B nu este R, deoarece curentul poate ajunge de la A la B nu doar prin rezistorul R, ci printr-o infinitate de alte căi, de pildă cele pe care le vedeți acum colorate cu albastru. Să presupunem că avem o sursă de curent, adică o sursă care debitează un curent de aceeași intensitate, în cazul nostru 1 amper, indiferent de rezistența circuitului pe care îl legăm la bornele sursei. Dacă am conecta această sursă cu borna negativă la borna A, a rezistorului marcat cu roșu, și cu borna pozitivă la capătul rețelei, adică la infinit, am obține următorul montaj. Evident, nu există capătul rețelei, rețeaua este infinită, dar dacă avem o rețea infinită, de ce n-am avea și un conductor infinit de lung ca să ne ducem cu el până la capătul rețelei? Ceea ce facem acum este un experiment mental și în astfel de experimente suntem atot puternici. Observați că la borna A vin 4 conductori și din motive de simetrie, curenții în cei 4 conductori trebuie să aibă aceeași valoare. Nu există motive să nu fie așa, pentru că rețeaua este simetrică față de nodul A. De fapt, ea este simetrică față de oricare nod, fiind infinită. Și pentru că la nod, repet, vin 4 conductori, curentul din fiecare trebuie să fie un sfert din curentul pe care îl trece sursa prin rețea. Adică prin fiecare rezistor conectat la nodul A, avem un curent I' egal cu 1 pe 4 amperi. Ceea ce înseamnă că și prin rezistorul marcat cu roșu avem acest curent, 1 pe 4 amperi. Acum să presupunem că am conectat sursa noastră de curent, caracterizată de intensitatea de 1 amper, la borna B. Mai exact, cu borna pozitivă de data asta la borna B și cu borna negativă la capătul circuitului, adică la infinit. Urmând același raționament, și în acest caz, curentul prin rezistorul marcat cu roșu trebuie să fie 1 pe 4 amperi și pentru că am schimbat polaritatea sursei, trebuie să aibă același sens ca mai înainte. Și în final, să presupunem că avem două astfel de surse și le conectăm pe amândouă, simultan, așa cum am descris că facem legăturile până acum, una la A și una la B. Și obținem
acest montaj. În acest caz, principiul superpoziției spune că intensitatea curentului între A și B trebuie să fie suma celor două intensități pentru cazul în care a acționat o singură sursă asupra circuitului. Și atunci, în acest caz, avem prin rezistorul R un curent, să-i spunem IR, 1 pe 4 amperi plus 1 pe 4 amperi, adică IR va fi 1 pe 2 amperi. Deci, în acest caz, curentul prin rezistorul nostru va fi dublu, va fi jumătate de amper. Dar în acest caz, una dintre surse ar duce un curent de 1 amper la infinit și una ar aduce un curent de 1 amper de la infinit. Și asta înseamnă că nu mai avem nevoie de legăturile noastre la infinit. În loc să ne ducem la infinit cu cele două conductoare, le putem lega între ele. Și nici nu mai avem nevoie de două surse. Ajunge una pentru că avem aceeași intensitate prin sursă de 1 amper. Și în acest fel ajungem la montajul pe care îl vedeți acum. Și acum putem calcula rezistența rețelei între punctele A și B. Avem un curent de jumătate de amper pentru un rezistor care are rezistența 1 ohm. Atunci tensiunea la bornele acestui rezistor, conform legii lui Ohm pentru o porțiune de circuit, va fi IR înmulțit cu R. Adică va fi 1 pe 2 amperi înmulțit cu 1 ohm. Deci tensiunea pe rezistorul marcat cu roșu va fi 1 pe 2 volți. Dar această tensiune este și tensiunea la bornele sursei. Și înseamnă că este și tensiunea pe întreaga rețea, atunci când o conectăm la sursă prin bornele A și B. Înseamnă că avem o rețea prin care trece un curent de 1 amper, curentul pe care îl debitează sursa noastră. Are valoarea de 1 amper, atunci când la bornele ei este aplicată tensiunea de 1 pe 2 volți. Și înseamnă că rezistența echivalentă a rețelei va fi U supra I. Adică va fi 1 pe 2 volți împărțit la 1 amper, rezistența echivalentă va fi 1 pe 2 ohm. Și am găsit, folosind principiul superpoziției, rezistența rețelei plane infinite. Ea este de 1 pe 2 ohm. Sigur, atunci când facem conexiunea la sursă pe bornele unei rezistențe din rețea. Bineînțeles că dacă legăm altfel rețeaua la sursă, rezistența va fi alta. Și acum o observație pentru matematicieni. Știu că matematicienilor nu le place un astfel de mod de rezolvare, pentru că, într-un fel, ceea ce am făcut aici a fost diferența infinit minus infinit. Și avem aici un caz de nedeterminare. Dar cred că dacă astfel de artificii ajută la găsirea unor rezultate cu sens fizic, ar fi păcat să nu le folosim, chiar dacă nu sunt matematic riguroase, ajută în fizică. Și acum o observație interesantă. Să presupunem că avem o rețea tridimensională cu rezistor de rezistențe R. Adică, în acest caz, structura care se repetă nu este un pătrat, așa cum era până acum, ci un cub, așa cum vedeți în desen. Puteți să vă imaginați că rețeaua inițială este doar o parte din rețeaua tridimensională și că această rețea plană se repetă atât înspre noi, cât și de la ecran îndepărtându-se de noi și formând o rețea de cuburi care se repetă și pe fiecare latură a fiecărui cub avem câte un rezistor cu rezistența R. Acum, la fiecare nod, nu vin patru conductori ca până acum, ci șase.
Și asta înseamnă că dacă legăm acum o sursă la un nod și cu borna cealaltă la infinit, curenții prin rezistorii vecini nodului respectiv vor fi I indice R 1 pe 6 amperi. De fapt, I prim am notat acest curent prima dată. Și când vom lega ambele surse, voi avea I indice R dublu, 1 pe 3 amperi, 1 pe 6 plus 1 pe 6. Și atunci, în acest caz, tensiunea pe rezistorul la bornele căruia am legat sursa cu intensitatea de 1 amper va fi U indice R 1 pe 3 amperi înmulțit cu 1 ohm I ori R, adică va fi 1 pe 3 volți. Și înseamnă că acum am o rețea prin care trece un curent de 1 amper, pentru că sursa este aceeași, o sursă de curent cu intensitatea de 1 amper, dar acum la bornele rețelei am tensiunea de 1 pe 3 volți. Și atunci rezistența echivalentă în acest caz va fi U R supra I, supra curentul prin rețea, adică va fi 1 pe 3 volți supra 1 amper, va fi 1 supra 3 ohmi. Deci în acest caz rezistența echivalentă va fi 1 pe 3 ohmi. Și atunci fie aceasta R echivalent 3 și prima despre care am vorbit R echivalent 2. Unde e R echivalent 1? Păi acum să ne imaginăm o rețea unidimensională, adică un șir lung de rezistori legați în serie, așa cum vedeți acum. În acest caz, dacă leg sursa mea de curent cu intensitatea de 1 amper la bornele AB, curentul nu mai are și alte căi, curentul tot trebuie să treacă prin rezistorul R. Și înseamnă că de data asta, tensiunea pe rezistorul R va fi I înmulțit cu R, adică va fi 1 amper înmulțit cu 1 ohm, tensiunea va fi 1 volt. Și atunci rezistența echivalentă pentru această rețea infinită va fi 1 volt supra 1 amper, va fi 1 ohm. Rezistența echivalentă 1 va fi 1 ohm. Și observați că putem generaliza pentru o astfel de rețea, rezistența echivalentă depinde de numărul dimensiunilor pe care le are. Dacă are o singură dimensiune, atunci rezistența echivalentă este R supra 1. Dacă are două dimensiuni, rezistența echivalentă este R supra 2. Iar dacă are trei dimensiuni, este R supra 3. Adică, generalizând, rezistența echivalentă este R, rezistența unui singur rezistor din rețea, împărțit la N. N fiind numărul dimensiunilor rețelei respective. A doua metodă de rezolvare a circuitelor infinite, pe care eu o numesc infinit minus 1, am folosit-o pentru a rezolva problema numărul 5 din al 9-lea test grilă pe care vi l-am rezolvat. Așa că acum voi arăta pe scurt cum putem rezolva o altă problemă asemănătoare folosind aceeași metodă. Să presupunem că avem acest circuit infinit. Am marcat cu roșu grupul de trei rezistori care se repetă și să presupunem că toți rezistorii au rezistența R. Metoda se bazează, așa cum am spus, pe faptul că o parte a infinitului este tot infinită.
Și asta înseamnă că putem să ne imaginăm circuitul din problema noastră astfel. Aici RE este rezistența echivalentă a întregului circuit. Pentru că dacă eliminăm o unitate structurală, cea care prin repetiție formează circuitul, rezistența echivalentă a circuitului nu se schimbă, pentru că o parte din infinit este tot infinit. Dar rezistența echivalentă a acestui circuit este R echivalent R plus. Urmează grupul de rezistori legați în paralel R și RE, care au rezistența echivalentă R înmulțit cu RE supra R plus RE și mai avem un rezistor R. Adică avem ecuația RE egal cu 2R plus R înmulțit cu RE supra R plus RE. Să înmulțim cu numitorul fracției și vom avea RE pe lângă R plus RE este egal cu 2R pe lângă R plus RE plus R înmulțit cu RE. Adică RE înmulțit cu R plus RE la pătrat minus 2R pătrat minus 2R RE minus R RE egal cu 0. Se reduc termenii R RE și avem atunci ecuația RE pătrat minus 2R pătrat minus 2R RE este egal cu 0, pe care putem scrie R E pătrat minus 2 R R E minus 2 R pătrat egal cu 0 și avem o ecuație de gradul 2 în R E. Și dacă rezolvăm această ecuație, găsim discriminantul, o să observăm că are o singură soluție pozitivă, și anume RE este R pe lângă 1 plus radical din 3. Și am găsit în acest fel rezistența echivalentă a circuitului nostru infinit. Sper că vă veți descurca de acum mai bine la rezolvarea unor astfel de probleme. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!